Berlin, anul 1920. Forțele sunt invadate de teroriști. Stai ce? Asta e un nou episod. Salutare, gai, și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum cu Ștarone. Și a venit să îl învățăm cum se joacă Redem. Și l-a cumpărat și el și am recomandat serverul ăsta pentru că na, e un server de început și totul e ok. Așa că aș vrea să zică și Staron un salut. Tyler. Ok, pentru început Starone, fii atent, slash, apeși pe T, slash, ghid, ghid, și acolo toate informațiile, joburi și pasiuni, și da, facțiuni ilegale și așa mai departe, alea le citești când ai timp. Pentru început, tu ți-ai făcut caracterul în alta, așa și așa. Hai după mine. Hai după mine, mă. În stânga. Pardon. Deci ca și un player nou, cam nou pe 5, pe predem, de-a tot... Pardon, de-a totului. Trebuie să faci treaba asta. Stai să vedem pe unde stai aia să te îmbraci. Că văd cam trebuie. Hotel, recompense. Da, nu cred că este pe aici, mă rog. De îmbrăcat. Da. Stau să baloane, așa că trebuie să merg noi în partea cealaltă. Noi bike, ne uităm pe aici, posibil să avem pe aici ceva de îmbrăcat și chestii de genul, dar o să cam fie ciudat până acolo. Ce să-și recomanda eu ție, să te duci, da. Magazin de haine nu prea avem pe aici, așa că merg la magazin Strawberry. Și mergi să-ți iei ceva, adică cred că ai ceva de mâncare la tine, da, cam asta. Bun, hai că vorbim IC, că altceva nu trebuie să vezi tu, gen le afli mai multe. Ok, mă auzi? Cum te cheamă tată? Da. Gian Mia. Cum? John, îți o zice John, haide. Haide pe mine, John. Deci, pentru început, din câte observă că ești un pic cam dezbrăcat, pe aici nu prea avem de unde să-ți iei mâncare și, mă rog, mâncare poți, dar haine nu. O să-ți trebuiască și un cal, dar facem felul următor. O să cam înghesi de fric până acolo, dar hai că le iau eu. Hai după mine. Iată că așteaptă-mă pe undeva pe aici. Hai aici la mine mai bine. Hai la mine, hai la mine, hai la mine, hai la mine. Hai la mine mai bine, hai la mine. Mam, trebuie să așteptăm. Deci îl vezi pe ăsta, nu? Mamă, ce cap în gură i-a dat. Da. Mușchiul Space. Mușchiul alege Da. regiunea. Și alegi către Anesburg. Dar nu acum. Acum nu e nimic. Acum iau eu. O să mă vezi într-o căruță. Okay. Ok. El e foarte, foarte, nu, cu faia, cu predemul, cu dealea, pe asta e. Trebuie să explicăm. Deci, n-am ce facem. Ok, mușcu E. Mușcu E, mușcu E. Mușcu E, mu. Păi da. Ok, cred că trebuie să te urci în spate. Da, hai urcă-te în spate, că nu, că poți aici lângă mine. Nu, mă, mușchiul Space. Mușchiul Space. Dar nu, aici lângă mine, mă. Nu, mă, lângă mine. Mușchiul Space. Acolo fix unde urci, mă. Așa. Da, acum, mușchiul E.
Pădunii o să punem, vezi că... Nu, mă, asta e. Hai că merg până la Annisburg. Da, o să am mai mare grijă, n-am ce să fac, asta e. Deci, Strawberry, Annisburg, poți să te duci în altă parte? Mă auzi? Johnule. Da. Ok, deci Strawberry, aici de unde te-ai dus tu, e Strawberry. Mare atenție. Cu acest job nu te poate jefui, răpi nimeni. Ai pe mușchiul slash ghid, dar nu profiți de treaba asta. Că tu știi neapărat că... Na, asta e. Ia vezi că... Da, în fine. Și te tot duci. Ia mă mură calul ăla cu... Ia mă mură calul ăla, bă. Aici e stață și de alea. Da, vezi, de asta spuneam eu că... Dacă nu ești atent, o să fie destul de ciudat atunci. Mă înțelegi? Da, poate să... Ia, într-un accident de asta pot să pomor cai sau așa mai departe și nu e ok deloc. O să mergem dincolo la Annisburg, merg de-n braci, o să mai dau eu niște bănuți acolo să ai și poți să faci treaba asta până îți apare pe ai acolo un boschete de ăsta, care un exemplu te va ajuta, de hârtie de aia, mapă se numește, și pe mapa aia îți arată pe unde trebuie să te duci. Da, ai văzut, acum sunt foarte mulți care fac jobul ăsta. Fiind legal, ai să câștigă cel mai bine bani. Îți dă pe undeva la maxim $15. Deci, îți ajunge deocamdată. Pe viitor îți arăt de unde să-ți iei geantă, că și eu trebuie să-mi iau. Și mai multe scheme. Te duci, ai și tu grijă să nu îți omoare careva calul sau... Așa că după aia te-ai cam dus, adică... Mă înțelegi? Da. Nu, no, problema e că acum nu prea ai haine, aia tata schema, eu nu pot să ți le dau nici la mine, nici de la mine, nici nu știu cu banii, îi vedem. Nu, no, locațiile sunt foarte, cum zic, pe aici, na, încă nu e zona de aia verde, numai orașele. Și fii atent, dacă vrei să faci mină vreodată, îți trebuie turnă coape, licență miner și o copie. Din aia, cam licența plus copie ajungi la $8. Cu târnăcoapele e un $5 un târnăcop. Deci, ca să știi, da, bine, că, cum să zic, poți să ai mai mare noroc și poți să reziști cu târnăcopul ăla până pe saturi. Minereurile de sulf și de fier sub $25, după ce l-ai făcut lingo, aia pe viitor te învăț, să nu accepte. Care de cu 15, cu 20 sau așa mai departe, e-ți cam țeapă. Că tu stai destul de mult timp la mine, inhalezi tot felul de prafuri și el îți dă prețul cel mai mic. Îți trebuie apă și mâncare? Încă nu. Păi nu acum, nu acum. Îți trebuie apă și mâncare să la tine, o să-ți arăt de unde să-ți iei un cal. Este că dă primarul un cal bonus, cred. Dar trebuie să mă uit la numele lui. Să, acolo la pe catalogul de pe hârtioacele alea, știi? Da. Cam atâta. No, trebuie, avem un pic de mers. Numai ciudat e că nu poți să te urci înăuntru. Eu puteam, dar nu. No, și mai ales la mine, aici în Annisburg, e cel mai safe. De ce? Pentru că, un exemplu, nu te poate jefui nimeni. Aici poți să faci seara, poți să faci dimineața, și vezi că între 28 parcă se poate jefui. Deci, na. Bine, de fiecare dată când ai de mutat dintr-o parte în alta,
un exemplu. E jobul ăsta. Mă înțelegi? Okay. Că de la aia, asta înseamnă... Ce se dureze? Să minezi. A, pe minat poți stai și 4 ore pentru a face un lingou de aur. Lingourile de sulf și fier se fac de la 20, câte 20-20. 20 de minereuri de sulf, 20 de minereuri de fier, cu destrebe matrițe. Matrițele 10 fier, parcă, ți le-ai făcut, dar bine, poți să-ți faci vreo două ca să nu mai ai treabă. Îți iei mai multe ciocane, îți trebuie ciocan, da, pe lângă celălalt, băgam și pula în el. Și... Da, cam așa, adică câte 20 de sulf, 20 de fier, la minereu, ai făcut un lingou, l-ai vândut cu 25 de dolari. Da, aia nu știu cum să zic, aia trebuie să-ți arăt eu undeva. Că nu o să știi și, da, o să pierzi foarte mulți bani. Poți să-ți iei licență de miner pe mai multe zile, dar, nu știu, e o zi e 7 dolari. 7 cu 7 e 14. Deci, 14 dolari pe 2 zile. Ceea ce tu, nu știu dacă îi face 2 zile. Când nu prea mai ai loc în buzunare, trebuie să mergi să faci un lingou și așa mai departe. Cu pietrele, poți să faci și din pietre mai multe, numai că pietrele nu prea sunt căutate, dar o să-ți arăt eu. În Strawberry acolo ai mai multe scheme, știi? O cursă de asta, din Strawberry până în Ane, durează pe undeva la 20 de minute, cam așa. Mă înțelegi? Johnule, mai ești cu noi? Mamă. No, cam... Da, cam ăsta e episodul. Aici, așa. Eu? No, vezi, uite, de-aia zic că sunt niște zone pe aici unde trebuie să ai grijă pe unde te duci cu căruța, că e super ciudat. Pentru că, da. Dar ce ți-aș și recomanda eu, adică stai că ne ajunge noi acolo să-ți povestesc mai multe. Că, na, e cel mai bine, știi? Ia, uite, vezi aici, dacă nu ești atent, te-ai dus. Pe mușchiul shift, te duci un pic mai tare, știi? Da, pe, nu peste tot, că na, sunt niște zone unde nu e ok, deci, da. Parcă îmi dă impresia că suntem urmăriți sau atacați de cineva, dar m-am cam sperat că nu început aia stragă. Ba, așa mă bucur că a venit Stallone, mă, cu jocul și-o l-a cumpărat. Vreau să-i recomand neapărat să se joace story modul când nu sunt eu pe server, pentru că n-a, știți cum... mare atenție, că tu o să primești o foaie de parcurs. Foaia de parcurs, cam așa cred că se numește, nu mai știu exact. O vei avea acolo, pus acolo în căruță pe undeva, dacă mă înțelegi. Și foaia aia, tu alegi numai... Stai că am uitat, aia cu, de care ți-am zis prima. Că dacă alegi mai multe trasee, atunci e posibil să vină și bandiți. Dar atunci iei bani mai mulți. Dar tu neavând și eu neavând un arc, deocamdată, sau o armă, nu putem face față. Mă înțelegi? Aia cu să alegi tu ruta, e cel mai bun. Hai că ajungem imediat, că nu mai avem așa de multe aici, facem cu stânga și ajungem pe niște șine. Și gata, te duc după aia că am eu un cal, calul pe care l-o să-l ai și tu. Și, no, cel mai bine vezi tu, că de aici te vei descurca. Da. Oricum, după ce ți-a luat niște haine, am un sigur ți-e frig. Că dacă te uiți, cred că pe undeva da. La
mai multe grade, mai multe grade. Stai bre, că dai calul ăsta la urmă. Da, mersi bre. Sănătate multă. La fel, la fel. O, oh, băga mea, stai că m-am blocat. O bou cai. Da, aici poți să faci și din câte am înțeles, a, mai ales, nu știu, eu nu m-am băgat la tăietori de lemne, te vezi că e pe undeva asta. Mai ales vezi că cu aici o să-ți faci identitate. Aia să știi, uite aici, Anisburg, am ajuns. Aici, aici sunt șefii orașului, deci, uite, vezi, am ajuns. Dă-te jos, trebuia să dai jos, dar nu, în fine. Ok, deci. Șefule, mă auzi? Da, da, da. Am și o întrebare la tine. Cum... Pe ce mușchi, pe așa, dăm... Unde pun mâna în buzunar să dăm niște dolari, dacă mă înțelegi. Că... Ah. Ce lovești? Nu, pe ce mușchi pun mâna în buzunar și eu dau, ofer niște bani? Nu cred că poți, dar cred că doar poți arunc. Banii? Da. Ah. Bine, mersi. Hai, mă încoace. Bă, dar cum fac mă să dau bancă? Nu știu. Bă, rău, nu știu să dau bani, mă jur. Mă roge, bine. Da. Hai că să te îmbraci. Hai cu mine, că pe aia te-ți abonuți să te îmbraci. Bun, Dumnezeu, te dam banii mă, că nu mai știu. Aici, cred că e aici, nu mai știu exact. Aici sau în spate? Aici, cred că. Da, ia, vezi la coridorul ăsta de aici. Bine, de aici poți să-ți cumperi și mâncare. Dar vezi, nu ți-l lua pe alea cele mai scumpe, că ai numai 10 dolari la tine. Nu. Bă, dar cum îi dădeam bani, mă? Ticket. Salut. Cum aș putea să dau bani la un jucător? Să dau dolari la un jucător. Da, deci... Da. Nu știu să dau. Mă rog, l-a băgat în nebunea la aia, deci, na. Trebuie să-mi deschid un meniu, mă. Tab. Ăsta e motul. Ability loadout. Da, mă rog, hai că l-aștept admin. Da, mă rog. Mă încur. Bă, sper să nu ușe cine știe ce. Am ceva să nu... Pe chiar în pelea gola. Bă, chiar mă bucur. Așa putem face roleplay, putem să facem mai multe acum. Clar că din primul episod am explicat cum am putut. O să mai explic că... Na, nu prea există așa tutoriale pe servere sau cum să poți să te joci un joc sau chestii de genul, știi? Și eu l-am aflat jucându-mă un exemplu ăsta. Oferă bani, nu. Cash. Ok. Cancel delivery, da. Bună. Bună. Am și o întrebare. Cum poți să oferi bani un jucător? Că e nou și vreau să dau. Dai pe I. Ok. Și vezi jos de tot este itemul pentru bani. Ala de dolari? Și dai click dreapta oferă și asta e tot. Ok. De ăla de dolari, nu?
Da, la de dolar. Ok, mersi frumos. Plăcere, ceau. Ceau, ceau. Na, mai știu, bă, ești bun. Da, în fine, acum aștept să vină, îi dau pe undeva la 30 de dolari. Am zis că și eu trebuie să mă duc să-mi bani, bani în bancă, mă. Da, oricum nu voi fi jefuit, adică, ba, ba. Nu pot să zic că nu, că... Da, nu te poți... Transport, doctor... Ah, ok, mă rog, șerif Anisburg. Nu, a încetul că o să mă afle el. Prelucrare minereuri, am înțeles, deci... Acum o pus aici să nu mai merg dincolo, dar în fine, acum... Bă, strawberry, mă duc pe altă culoare până acum, gen. În fine, prelucrare minereuri. Aaa, băga mea, hai să mergem la greaj după aia. Da, acum ok, nu l-am văzut până acum, mă rog, nu mai zic nimic. Hai că mergem după la crăști, trebuie să mă duc să văd ce cal are. E cal și-a luat. Trebuie eu să mă duc să... să mă interesez până atunci. Mă rog, da. Ar trebui să fac să mă duc să mă interesez. Trebuie să spun să-și cumpere, să-i cumpere fân, să-i cumpere, nu, mai multe. O, de murgu, unde merg, mă? Bravo. Cum se numește asta? Murgu, nu murgu. Murgu 2, nu la aia, mă. Murgu 2. Da, mă, da. O să vedem noi după aia. E un pic cam ciudat oricum, deci... Da. Diferența... Cer pământ. Mă văd că e pe undeva cu 5 dolari. Pardon. O terminam, am? Dacă nu sunt singurul care își ajută prietenul, pot să zic. Așa că, o să vedeți foarte multe episoade cu roleplay de aici. Ia că s-a îmbrăcat, dar nu mai are bani. Ce famă, Will, a mai murit? Nu. Păi, mușchiu zi, mă, mușchiu zi. Da. Da, popule, că n-ai înțeles nimic. Așa. Dar o să ajung pan de... Pula mea. Aici. No. Ai, păi de cât pula mea ai dat pe ăsta, mă? 10 dolari ai dat. Nu, no, ce le mai ai? Cinci ai. Na, du-te, pune ceva pe tine. Hai de pomă. Ce, du-te, ia-ți haine. Da, ieți pantalon și ceva în picioare și atâta. Da. Ia, asta mai... Am numai pantaloni și asta mai ieți. Sărăcie. Ne-am dat vreo 30 de dolari, am o pană, mai dau cu 20. Ca să avem. Nu l-am mai găsit pe ăla, mă. Trebuie să mă duc să își fac. Da, mă, deocamdată am mai farma el și chestii de genul, că... Da, dar încetul că oricum aș spune că, bă, mai, na, că nu sunt eu și de alea, mai, du-te numai la asta, mai pieți-l, transport rapidul, alege regiunea și de aici vedeți voi unde mers. Cu cât merg mai departe, cu atât ai bani mai mulți, dar să nu uiți niciodată de unde ai plecat, știi? Din locația, unde, pun exemplu, ai avut un rol pe înainte sau așa mai departe și, da, e pun pe banche. Trebuie să arăt că aici e doctorul. N-am nici geantă, n-am nimic. Trebuie să mă duc să mai am mâncare pentru... Hai mă, că mă duc să iau un fân sau ceva, că... Morgul meu... Ce asta, mă? Carte de bucate. Am înțeles, 100 de dolari, băi, ești nebun. Două bucăți... Na. Ce? Ești bine, mă, bă, uite-te un pic către mine.
Păi ți-e scoale, la vedere, mă, ce pula. Hai cu mine. Fii atent, aici te duci la doctor. În caz dacă ai o problemă. Deci acolo și te tratează dânsul. Ce ți-aș putea recomanda deocamdată? Nu știu cu cai, cu asta, să zic sincer. Dar ce ți-aș putea recomanda deodată? Transportul ăsta rapid, îl iei de la ăla de acolo și te uiți acolo, Strawberry sau să poți să ieși și mai departe, dar să nu uiți să vină în Annisburg înapoi. Niciodată. Nu. No. Și de acum, nu știu cu cai, cu ăla, nu mai știu. Mușcu, încearcă mușcă. Așa. Perfect. Hai că ți-a arăt ceva. By the way, fii atent, mare schemă. După ce ți-ai luat cal, trebuie să-l hrănești, da? Te duci la magazin, un magazin normal, și va trebui să-i cumperi fân și să-i dai, știi? Da. Stai că i-am dat un fân să aibă acum. Ana, e ok. Nu, no, cam asta faci. Deocamdată urmă transport rapid, că nu... Ei, ăștia sunt polițiști, dacă ai o problemă să domne ferește, mergi la ei și le spui, știi? Aici e sede polită și la șerif aici te duci. Da. No, afli mai multe pe viitor tu, oricum. Da. Hai că... Hai de jos. Trebuie să mă duc să fac și eu... Păi, vezi că-mi fur murgul. Du-te mai încolo. Ok. Cam atât deocamdată. Johnule, câți bani mai are tine? Da, bă, tu vezi că după ce ajungi în Strawberry, stai să mă uit pe mapă. 2 minute. Banca, stai să vedem. Magazin chiar este ea? Ah, ok. Da, acolo trebuie să faci și un duș ceva, na. Magazin general, bancă, mă, nu știu că pe vremea, ce Dumnezeu, mă, nu m-am, până ăsta, pofă, Valentine. Cred că Valentine. Mă rog, nu îmi duce noi mai pe viitor. Hai, pic după mine, Johnule. John, mă auzi? Bă, tată, mă auzi? Nu înțeles. Bun, guys, cam asta a fost episodul. Nu uitați de butonul de like și subscribe. Și ne auzim pe data viitoare.